Bine v-am regăsit, sunt Simona Dragomir și vă salut din clinica DigesMed. Am revenit cu drag, o dată pe lună, știți că avem această întâlnire. Astăzi o să povestim despre tulburarea funcțională digestivă și alături de mine se află doamna dr. Siana Viziru, medic gastroenterolog. Mă bucur să te cunosc, Siana. Mulțumesc și eu, la fel. Și tot alături de noi se află și doamna dr. Denisa Mangalagiu, medic psihiatru. La fel, Denisa, mă bucur să te cunosc. Bună ziua! Și mă bucur că suntem împreună. Discutăm un subiect extrem, extrem de important, spun eu. Oricare dintre noi poate suferi la un moment dat de această tulburare digestivă funcțională. Poate că uneori nici nu realizăm, alteori poate că realizăm că sunt probleme și nu știm ce avem de făcut, așa că astăzi vreau să lămurim acest aspect. Așadar, ce sunt aceste tulburări funcționale? De câte tipuri pot fi? Din ce cauze apar? Bună ziua! Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta un subiect interesant și foarte drag mie. Tulburările funcționale digestive sunt entității medicale care sunt bazate pe modelul biopsihosocial. Ce înseamnă? E un cuvânt așa complicat. Înseamnă că avem niște factori predispozanți biologici, adică genetici, demografici, de mediu, sub influență cărora apar simptome digestive care sunt foarte mult influențate de factorii psihosociali. Sub umbrela tulburărilor funcționale digestive intră o varietate extraordinar de mare de afecțiuni. Pot afecta tot tubul digestiv, toate segmentele de la gură până la nivelul anusului, adică ele se clasifică în 8 subclase și în total intră 32 de afecțiuni. Vă dați seama, este o imensitate de tulburări funcționale pe care le putem avea oricare dintre noi. Ce înseamnă de fapt tulburările funcționale digestive? Înseamnă că în momentul în care facem endoscopie sau colonoscopie, ne uităm. Structurile tubului digestiv sunt absolut normale sau pot fi cu niște mici modificări, însă pacientul prezintă simptome care sunt datorate unuia sau mai multor mecanisme. O să vă prezint pe scurt care sunt acești mecanismi ca să înțelegeți complexitatea lor. Este, în primul rând, mecanismul principal este axa intestin-creier. Este un dezechilibru între comunicarea între intestin și creier, care comunică prin mecanisme neuronale, imunohumorale și hormonale, care non-stop, în momentul în care intestinul transmite semnale creierului și invers, viceversa, creierul intestinului. Al doilea factor foarte important este legat de hipersensibilitate viscerală. Adică ce înseamnă acest lucru? Dacă eu, să zicem, sunt expusă la anumit stimuli, cum ar fi balonare, distensie sau aciditate, și eu nu am tulburare gastrointestinală funcțională, nu am nicio problemă. Însă dumneavoastră, de exemplu, dacă sunteți expusă la aceeași cantitate de acid ca și mine, care eu nu am nicio problemă, dumneavoastră aveți un prag de sensibilitate mai scăzut și o să resimțiți foarte pronunțat arsurile, senzația de notă în gât, balonarea și alte tipuri de durerile, de exemplu, abdominale. Deci asta e foarte bine că ai făcut aceste precizări, că așa ne explicăm de ce unii dintre noi pot avea aceste tulburări funcționale și alții nu. Într-adevăr, asta este explicația. Al treilea mecanism este vorba de serotonină, despre care vreau chiar mai ulterior să vă povestesc câteva lucruri interesante și ce este ea și de ce, care este rolul ei în tulburările funcționale digestive. Pe de altă parte, avem microbiom intestinal. Trebuie să știți că în tulburările funcționale digestive ce țin de segmentul inferior al tubului digestiv, intestinul subțire, intestinul gros, este vorba de modificarea florei intestinale. Intestinul subțire, de exemplu, nu are o floră intestinală în general, dar pot apărea niște modificări și bacteriile pot popula intestinul subțire, care în mod normal este steril, și atunci la fel pot să apară aceste probleme funcționale. Și ultimii factori sunt factorii legați de factorii psihosociali. Adică expunerea în copilărie la experiențe traumatice, stresul major, decesul în familie unei persoane drage nouă sau șomajul,
sau cum facem noi fața la stres, stimă de sine. Toate lucrurile acestea pot afecta și pot duce la tulburări gastrointestinale și factorul genetic de foarte multe ori se întâlnește câte o bunică, câte o mătușă, mamă, care la fel spunem că erau și ei cu o sensibilitate digestivă. Și cred că și o emoție pozitivă, nu știu, ne căsătorim și ea, că cred da. Că poate să dea această tulburare și o să ne povestească, cred, Denisa la un moment dat. Hai să vedem legat de manifestări, Siana, vreau să ne descrii un pic ce simte cel care are o astfel de tulburare digestivă funcțională, pentru că spuneam încă de la început, poate că avem probleme și nici nu realizăm. Ce ar trebui să ne dea de gândit? Cum se manifestă aceste tulburări digestive funcționale? Manifestările depind de segmentul tubului digestiv care este afectat. Și o să vă dau câteva exemple cele mai frecvente. În primul rând este foarte important că simptomatologia este de lungă durată. Ghidurile noastre spun că trebuie să fie prezente simptomele pe care vi le enumăr în ultimele 3 luni și debutul să fie în ultimele 6 luni de la diagnostic. Însă, de exemplu, dacă e vorba de esofag, foarte multe persoane vin cu arsuri. Cine n-are arsuri în ultima perioadă? Deci cam toată lumea, cred că 90% din consultațiile noastre, în special la privat, oamenii vin cu arsuri. Senzația de nod în gât, senzația de pasaj anormal al alimentelor, să zicem, parcă le este greu să înghită ceva în condițiile în care nu au în mod normal ceva organic cu oamenii, sau durerea toracică anterioară. Astea pot fi simptome legate de esofag, cele de stomac ar fi durerile, spasmele. Aici în capul pieptului să simți că te doare, că te frige, că te broade cumva. Exact, da. Putem avea vărsături ciclice, de exemplu, partea de stomac, crampe de abdominale. Partea de intestin, e vorba în special de tulburările intestinale, respectiv crampe abdominale cu balonare și tulburări de tranzit, sau diaree, sau constipație, sau există persoane care vin și nu au nimic altceva decât balonare. Toată viața sunt balonați și nu mai pot, au încercat toate posibilitățile sau doar au diaree, această patologie se numește diaree funcțională sau au constipație funcțională, nu au nimic alte simptome asociate, doar o constipație cu care se confruntă de foarte mult timp. Ideea este că vreau să înțelegeți, a fost făcut un studiu multicentric în anul trecut, chiar este destul de recent, în 2021, care a arătat că 40% din populația globului prezintă tulburări funcționale digestive, care scad calitatea vieții și solicită sistemul medical. Deci spuneai 40%, adică jumătate, cumva aproape jumătate dintre noi, deci iată, foarte multe persoane. Este o enormitate de populație și vreau să vă mărturisesc că și eu am fost în păpuci pacientului cu tulburări funcționale digestive. Deci când am avut foarte bine. Da, probleme cu stresul și n-am reușit să manageriez foarte bine partea aceasta. Timp de 3 luni am avut pirozis, adică arsuri îngrozitoare, în condițiile în care am luat tot tratamentul, adică vă dați seama, tratamentul maximal. Și cu toate acestea până n-am reușit să manageriez partea de stres, pirozisul, arsurile au fost parte din viața mea. Și uite ce frumos ai explicat și ai făcut cumva trecerea și găsim și explicația prezenței unui medic psihiatru alături de noi la această discuție, pentru că doamna dr. Denisa Mangalagiu, așa cum am spus, este medic psihiatru și uite, ar fi interesant să povestim de ce sunt tot mai multe cazuri. Sunt tot mai multe cazuri pentru că se schimbă foarte mult modul în care trăim, modul în care relaționăm, modul în care mâncăm. Trăim mult mai și în fața alert, ne asumăm foarte multe sarcini, mâncăm dezorganizat, mâncăm hrană prea mult procesată, cu coloranți, cu aditivi. Relaționăm disfuncțional, relațiile tind să fie din ce în ce mai conflictuale, devenim mai intoleranți unul față de celălalt și atunci ăștia sunt factori de stres externi care pot să influențeze starea de bine.
a omului, dar sunt și factorii de stres intern, și anume un pesimism, o gândire foarte rigidă, o supraestimare a așteptărilor, relațiile pe care le avem și pe care de multe ori nu reușim să le gestionăm așa cum ar trebui, că sunt de familie, că sunt de lucru, că sunt... Deci ăștia ar fi factori care țin de noi, de structura noastră și de... Și plus că în ultima perioadă am tot avut tot felul de situații nemaitâlnite până acum. A fost pandemia, războiul care încă este atât de aproape de noi, seceta, tot felul de scumpiri. Normal că lucrurile astea te afectează, te stresezi mai mult decât poate o făceam în urmă cu niște ani, din păcate. Da, toți gestionăm diferit factorii aceștia de stres. Acum o epidemie mondială ar fi considerat stresul. De fapt, stresul este o reacție a organismului de adaptare. Stresul nu e ceva nociv, devine nociv. Cei nocivi sunt stresorii, factorii stresori. Stresul devine nociv în momentul în care ne epuizează resursele sau ni le supra-solicită. Aș vrea să completez o parte de ce sunt așa frecvente tulburările funcționale digestive. Recent auzisem că deși trăim în cea mai prosperă, sănătoasă și longevivă perioadă din istoria umanității, rata de sinucidere, anxietate și depresie a crescut și este cea mai mare. Așadar, chiar dacă suntem în cea mai frumoasă perioadă din istoria noastră, trebuie să reținem că felul în care gândim ne poate afecta grav viața. Este vorba despre această axă, de fapt, intestin-creier. Și în tulburările funcționale digestive, la bază faptului că de ce sunt așa de frecvente, stau patru factori principali. Este vorba de rețeaua neuronală din capul nostru, rețeaua neuronală care este din intestinul nostru, nervul vag și microbiota. Trebuie să știți că intestinul este al doilea creier. El este foarte important, conține peste 100 de milioane de neuroni care non-stop transmit informația creierului nostru. Intestinul comunică cu creierul nostru, cu nervul vag. Nervul vag este acel nerv care șerpuiește prin corpul nostru și transmite non-stop informația creierului când ne este foame, când suntem sătui. Dar să știți că în momentul în care ne scăldăm în stres, creierul nostru se scaldă în cortizol, de exemplu, care este hormonul stresului, hormonul care apare și se secretă când suntem supuși la un stres cronic. Și care cumva ne otrăvim organismul singur, da, cu acest hormon care nu e unul pe care ni l-am dorit prea mult. Da, el va transmite acest nerv vag din cauza stresului, va transmite la nivelul sistemului tubului digestiv să se contracte mai repede, atunci o să avem crampe, o să avem diaree, o să crească secreție de acid clorhidric, adică și o să avem senzație de pirozi sau orsuri. Și ultimul factor este microbiota, despre care vreau să spun neapărat câteva vorbe ca să înțeleg, să-i dăm importanța care merită. Microbiota include toate organismele din intestinul nostru, intestinul gros, care sumează peste 1000 de specii, cântăresc un kilogram, wow. Prezintă de fapt de 10 ori mai mult celule decât celulele corpului nostru și conțin peste 150 de gene mai multe. Imaginați-vă ce înseamnă, adică au o pondere foarte importantă, un rol foarte important. Și cât de important este ca această microbiotă să rămână în echilibru, bacteriile prietenoase să fie într-un echilibru cu cele neprietenoase, pentru că altfel apar dezechilibre și probleme de sănătate. Exact. Imunitatea are de suferit foarte mult. În momentul în care se pierde acest dezechilibru în flora noastră intestinală,
ei încep să secrete anumite substanțe care scad imunitatea și influențează starea de bine a organismului nostru. Așa că dacă gândăcei din colonul nostru nu se simt fericiți, credeți-mă, nici noi nu o să ne simțim fericit, exact. Indiferent de câte cărți de dezvoltare personală am citit sau câte tipuri de yoga practicăm, pur și simplu rolul lor în funcția noastră a creierului este foarte important. Bun, păi uite, vine firesc atunci întrebarea, când este necesar să mergem la medic în încercarea de a stabili un diagnostic corect și ajungem la medic în urma manifestărilor avute pe care noi le-am descris de la începutul emisiunii, când este necesar să ajungem? Teoretic, ori de câte ori avem o simptomatologie gastrointestinală care este de peste 2 săptămâni, ne chinuie, este bine să ne prezentăm la medic cu gastroenterolog ca să discutăm despre ce este vorba. Însă există câteva semne și simptome, căderea ponderală, masa abdominală, mi se pare că abdomenul nostru, la nivelul abdomenului nostru se palpează câte ceva, în momentul în care se schimbă patternul scaunelor noastre, adică am fost toată viața constipați și brusc să începem să avem scaune creunate sau începem să avem diaree în momentul în care scădem în greutate sau ne scade hemoglobina. Cam astea sunt simptomele și vreau să specific că de fapt de multe ori, mai ales la oamenii cu tulburări funcționale digestive, nu este problemă că nu se prezintă la medic, ei de fapt sunt invers. Ajung să se prezinte de numărate ori la diferiți medici cu dorința să găsească acel medic minune și care să le găsească o pilulă magică care să rezolve povara simptomatologiei, pentru că într-adevăr este foarte supărătoare, de lungă durată și nu există un tratament simplu. Bun, ne-a răspuns gastroenterologul la această întrebare. Vreau să ne răspundă și medicul psihiatru când e cazul să mergem la specialist în încercarea de a descoperi dacă avem sau nu, iată, o problemă pe partea aceasta. De obicei, pacienții ajung, pentru că simptomele sunt digestive, se adresează medicului gastroenterolog. Este făcut o anamneză, un examen clinic, urmează niște investigații, iar dacă investigațiile nu relevă nicio cauză organică, medicul gastroenterolog poate lua decizia de a trimite pacientul către psihoterapeut sau către medicul psihiatru în funcție de gravitatea simptomelor și evident în funcție și de anamneză. Dacă pacientul spune că a mai avut în trecut probleme emoționale sau este diagnosticat cu o boală psihică, automat va merge către psihiatru. Dacă pacientul traversează o situație de viață mai dificilă, eu știu, divorț, șomaj sau probleme de sănătate, copii și așa mai departe, dragi, da? E bine să se adreseze psihoterapeutului, psihologului, da? Pentru că nu tratăm toți pacienții medicamentos. De cele mai multe ori psihoterapia este suficientă. De cele mai multe ori sunt simptomele astea fizice care digestive, că vorbim de tractul digestiv, care supără pacientul, pot să declanșeze niște emoții negative, gen tristețe, anxietate, pacientul se sperie, se gândește că are o boală gravă, sau pot să apară în contextul unei boli psihiatrice deja existente. Da? Un depresiv poate să aibă greață constant, să-i scadă pofta de mâncare, să slăbească foarte mult ca și greutate corporală, poate să fie constipat, deci poate avea simptomele digestive, însă el este un pacient cu o suferință psihică mai degrabă decât un pacient cu o suferință digestivă. Hai să vedem ce presupune diagnosticarea, ca apoi să discutăm și legat de tratament. În general, tulburările funcționale digestive nu impun o provocare de diagnostic de cele mai multe ori. O anamneză corectă și atentă, un examen clinic complet de cele mai multe ori orientează foarte bine medicul gastroenterolog. De multe ori, investigațiile
care țin de la investigații de laborator, ecografie, endoscopie, colonoscopie, le facem ca să excludem alți factori mai degrabă pentru a liniști pacientul decât pentru a ne ajuta pe noi să punem diagnosticul. Însă există să ne asigurăm că nu sunt alte boli, da? Și pacientul să se liniștească din acest punct de vedere. Ca să fie sigur, ca să putem să-i dovedim că uneori nu trebuie să meargă pe încredere. Omul spune, nu mă simt bine, vreau chiar de multe ori spun ei, vor să fac endoscopie, vreau să fac colonoscopie, să fiu sigur că nu am nimic. Nu este altă problemă de sănătate. Da. Simptomatologia e foarte supărătoare și chiar te pune la gânduri. Repet, și eu când am avut pirozis, am făcut de 2 ori endoscopie digestivă superioară, în condiții în care eram sigură că n-am nimică. Însă, pentru că să nu eram la medicină, vreau să fiu sigură că n-am vreo complicație. De-aia vă spun, adică eu în păpuci medicului am fost nevoită și uneori mi-a fost foarte greu să accept ce înseamnă stresul și ce impact a fost asupra mea. Să nu mai vorbim despre o persoană care nu are cunoștințe medicale și nici nu e cazul să aibă. Este foarte greu, sunt supărătoare. Da. Într-adevăr, există situații cum ar fi semnele de alarmă despre care v-am povestit, vârsta, simptomatologie de lungă durată, severitate sau istoricul familial de o patologie neoplazică de stomac colon care sunt în familie, atunci medicul gastroenterolog s-ar putea să recomande indicația, aceste investigații, da, ca să eliminăm orice semn de întrebare. Da, da. Odată stabilit diagnosticul, ce tratament urmează? Tratamentul, într-adevăr, este o provocare. Aici este vorba de o echipă. O echipă între pacient, în primul rând, și mini-armată de medici. Medici care trebuie să lucreze multidisciplinar. În primul rând este medicul gastroenterolog, care lucrează în echipă cu psihoterapeutul și uneori, este nevoie chiar ajutorul psihiatrului. Da, suntem și noi în echipa astăzi, da? Dar este tratamentul în general țintește 3 etape. Modalității principale. În primul rând sunt măsurile generale, care de fapt sunt cele mai importante. Aici intră relația medic-pacient. Este temelia, este piatra de temelie care pune de fapt, care ne va spune că vom avea un tratament de succes pentru pacientul cu tulburare funcțională digestivă. Medicul trebuie să găsească suficient timp ca să explice pacientului despre ce este vorba, ca să-l convingă și să înțeleagă că este vorba de o patologie benignă, pentru că de foarte adică multe nimic ori... legat de cancer, să facem traducerea, da? Exact. Adică nimic grav. Pacienții chiar trăiesc cu frică că au o boală organică sau au cancer. A doua măsură este stabilirea planului terapeutic între medic și pacient. Adică înseamnă să stea de vorbă și medicul să înțeleagă care a fost factorul care a declanșat apariția tulburărilor funcționale digestive, care sunt factorii care exagerează și îl fac pe pacient uneori să aibă aceste simptome, alteori să dispară și să reapară. Împreună și de multe ori înseamnă medicul să ajungă în subconștientul pacientului și să deschidă ușa către viața lui personală pentru a-l ajuta. Nu este suficient de multe ori o discuție superficială, de fapt niciodată nu este suficient când este vorba de tulburări funcționale digestive și ulterior mergem la dietă, o discutăm ulterior, însă e vorba de o dietă care trebuie să fie variată, individualizată și non-restrictivă și măsurile de parte de activitate fizică, de exemplu pentru persoanele care sunt balonate sau au constipație habituală, adică constipația de lungă durată, chiar le ajută activitatea fizică. A doua măsură este vorba de tratamentul simptomatic, însă avându-se în vedere că vorbim despre complexitatea axei intestin-creier, o varietate de simptome, nu există o pastilă magică care să rezolve simptomatologia pacientului. Da, ar fi minunat, într-adevăr, însă nu există. Și ultima parte care este foarte importantă este tratamentul psihoterapeutic, care de fapt este foarte important pentru această parte pentru acest grup de pacienți.
pentru că chiar s-a văzut, de exemplu, că terapia cognitiv-comportamentală îmbunătățește cu 70% calitatea vieții pacienților cu tulburări funcționale digestive. Sau hipnoterapie, 12 ședințe de hipnoterapie s-a văzut că îmbunătățesc la fel anxietatea, stresul, frică, chiar și simptomatologia, și să nu neglijăm yoga, meditațiile, orice tehnică de relaxare care le ajută să confrunte stresul. Dansul, notul, mă rog, fiecare ce iubește cel mai tare. Uite, simt nevoia, pentru că spuneai și de tratamentul psihiatrului, simt nevoia ca Denisa să intervină și să ne explice cumva impactul acesta al psihologiei asupra apariției acestor tulburări și automat și tratamentul, ce avem de făcut în astfel de situații. Da. O mențiune aș vrea să fac și eu, într-adevăr, așa cum a punctat foarte bine doamna doctor, cel mai important în momentul în care îți intră în cabinet un astfel de pacient e să-i validezi suferința. Nu ai nimic, nu e ok de spus, pacientul are o suferință, da? Nu vine degeaba, cere ajutor, însă el trebuie ajutat să conștientizeze natura suferinței lui, da? Faptul că sunt niște conflicte psihologice, niște dureri psihologice peste care tinde să treacă cu ușurință sau să nu le recunoască. Da? Asta e menirea noastră ca specialiști în sănătatea mentală, să-i ajutăm să conștientizeze și să producă schimbarea. Iarăși, ca tratament, într-adevăr, partea de psihoterapie e foarte importantă, poate e mai importantă decât partea de farmacologie. Terapia cognitiv-comportamentală, într-adevăr, funcționează foarte bine. Practic, acolo ce se întâmplă? Terapeutul descoperă gândul, pacientul are un gând intruziv și neplăcut. Poate am cancer. Mașină, ceva care mă stresează. Da. Poate am cancer, poate am o boală extrem de gravă. Și atunci îi se schimbă, apar tot felul de senzații, da? Inima mai bate cu putere, apare senzația de nod în gât, apare disconfortul epigastric, senzație de arsură, crampe. Automat se schimbă și comportamentul. Evită să mai iasă în medii sociale, nu mai pleacă în vacanțe de teama să nu se facă rău. Pentru că se schimbă calitatea vieții. Da. Adică poți să mai ai o viață normală dacă tu ai probleme digestive, da. Trebuie să ai o toaletă în preajmă. Exact. Și atunci terapia aici găsește acest gând intruziv și gând eronat care declanșează această cascadă. De asemenea, într-adevăr, hipnoza și sunt întotdeauna binevenite. Sunt pacienți care răspund mai bine la o anumită abordare, pacienți care răspund la o altă abordare. Avem într-adevăr la îndemână și terapie farmacologică, dar numai acolo unde pacientul are într-adevăr o problemă psihiatrică, da? O tulburare. Că e tulburare de somatizare, că e tulburare de anxietate, că e depresie, că e tulburare obsesiv-compulsivă, care are în tablou clinic și manifestări digestive. Și folosim medicația specifică care ameliorează foarte mult simptomatologia. Bun, oricum noi discutăm și dăm linii generale, deschidem o ușiță, o portiță, fiecare ar trebui să vină la medicul specialist și în funcție de povestea lui să fie tratat, deci nici nu vreau să intrăm în mai multe amănunte pentru că nu putem face o consultație așa prin intermediul camerelor, nu este de dorit. Suntem pe finalul discuției noastre, mi se pare firesc să vă întreb cum putem preveni apariția tuturor acestor probleme digestive, pentru că astăzi noi am vorbit despre tulburarea digestivă funcțională. Vreau să încheiem cu aceste sfaturi, la ce să ne gândim astfel încât să ne păstrăm tonusul și starea bună de sănătate. Aș începe eu foarte scurt, sunt convinsă că doamna doctor ne poate expune mult mai mult din prevenție. Pe partea de emoțională, trebuie să știm că de-a lungul vieții tot somatizăm. Fiecare emoție, că e pozitivă, că e negativă, poate avea un corespondent fizic. De exemplu, expunerea publică nedorită ne poate crea greață sau neliniștea, nervozitatea ne poate crea crampe abdominale, o creștere a peristaltismului.
un examen anxietatea, de susținut. Exact, anxietatea, o teamă justificată sau nu ne poate crea senzația de nod în gât. Deci sunt simptome fizice unde nu există niciun substrat organic. Da? Dar somatizarea ce este? Este de fapt un mecanism de alertă al corpului nostru. Ne avertizează că ceva nu e în regulă, astfel încât să fim preveniți pentru potențiale măsuri. Exact. Și noi ar trebui doar să schimbăm puțin din să eliminăm din stresori. Da, ce bine ar fi să fie ușor să facem lucrurile astea, dar măcar teoretic, dacă le știm, poate că ne propunem și cumva în timp reușim. Învățăm. Important e să încercăm să avem un stil de viață cât mai ordonat, să încercăm să păstrăm orarul de somn, să încercăm să mâncăm sănătos și de asemenea la niște ore potrivite. Nu pe fugă, exact. Să ne concentrăm pe porția de mâncare și nu să facem multe alte activități în paralel. Să reușim să spunem nu și să ne protejăm în momentul în care simțim că am ajuns la limită, resursele noastre sunt supra-solicitate sau sunt epuizate. În general, să fim cât mai corecți cu corpul nostru și să nu tragem de el, exact, așa, la nesfârșit, să-l respectăm, să nu ajungă să facă poc. Iată, au fost sfaturile date de medicul psihiatru în încercarea de a preveni apariția tulburărilor digestive funcționale. Acum vreau să aflu și sfaturile date de medicul gastroenterolog. Este vorba că putem de fapt folosi trei componente magice în general pentru a preveni tulburările funcționale digestive, cu toate că este destul de greu, însă avem șanse. În primul rând, înseamnă să avem un creier sănătos și despre ce a vorbit doamna doctor, colega mea, cam în asta constă un creier sănătos. O floră bacteriană intestinală sănătoasă și echilibrată și un nerv vag liniștit. Și aici aș vrea să specific două, trei chestii ca să vă mai povestesc ceva. Flora intestinală secretă, studiile arată că ei secretă un procent foarte mare de serotonină intestinală. V-am promis că o să vă explic ce este vorba. Și uite că a sosit momentul să povestim în amănunt. Da, serotonina este un neurotransmisător și un hormon care are... Hormon al fericirii, îl putem numi așa? Exact, fix așa se numește, foarte frumos punctat. Și de ce se numește hormonul fericirii sau neurotransmisătorul? Pentru că serotonina participă în dezvoltarea rețelei neuronale la nivelul hipocampului. Hipocampul este acea zonă din creierul nostru care răspunde și ne ajută să avem experiențe noi, să ieșim din zona de confort și să experimentăm viața și să fim fericiți. Pe de altă parte, serotonina ne ajută, are rol crucial în dezvoltarea creierului interior, creierul care are rol în învățare și în emoțiile superioare, altruism, iubire necondiționată, spiritualitate. Și pe de altă parte, serotonina este unul dintre precursorii melatoninei, care este hormonul somnului. Din acest motiv are foarte, v-am arătat câte multe funcții are serotonina. Bineînțeles, avem și serotonină care se secretă și la nivelul creierului, dar o mare parte este secretată la nivel intestinal de către flora noastră intestinală. Așa că de multe, dacă răspundeți la cele 5 întrebări pe care vi le pun la una cu nu, înseamnă că trebuie să vă gândiți foarte serios că intestinul dumneavoastră are nevoie de o îmbunătățire, special flora intestinală. Hai să vedem care sunt întrebările astea. M-ai făcut curioasă. Dormiți bine. În primul, care este calitatea somnului. A doua este dacă vă remintiți visele dimineața, o parte măcar când vă treziți. E musai să visăm în fiecare seară? Da, noi visăm în fiecare seară și... Siguranță visăm. Nu ne amintim ce visăm. Deci e clar că dacă nu ne amintim, n-a fost un somn de calitate sau n-am dormit suficient de mult. Da. Ca să trecem prin toate etapele somnului. Exact. Următoarea întrebare este legată dacă cum ne adaptăm
la situațiile noi apărute, dacă învățăm repede și care suntem în stare să plecăm de la locul de muncă și să fim liniștiți că nu aducem nicio problemă de la locul de muncă acasă, adică dacă ne adaptăm de asta, v-am spus creierul interior, hipocampul, toate lucrurile acestea care sunt pentru dezvoltarea lor, ajută foarte mult și serotonina intestinală, este o sugestie a studiilor noastre. Din acest motiv vreau să vă... Hai că ne-ai pus pe gânduri, Siana. Să ne liniștești mai rău sau pe mine mai neliniștit oricum. Ai zis că dacă la o singură întrebare răspundem cu nu, înseamnă că trebuie să luăm măsuri. Da, să ne gândim pur și simplu la cei gândăcei din colonul nostru și următoarea dată când băgăm un hamburger, un tort cu mult, mult zahăr conservant, exact, un șnițel, să ne gândim că de obicei, să știți, flora noastră intestinală nu prea se bucură de lucruri de genul acesta și vă spun de și ce. Și intră în dezechilibru. Exact. Flora noastră iubește lucrurile sănătoase, care nu prea ne plac, ce înseamnă proteinele calitative, acizi grași sănătoși, adică semințe, cruzi, avocado, uleiul de măsline, uleiul de cocos. Și din acest motiv este foarte important să ținem cont din ceea ce mâncăm, pentru că în momentul în care se dezechilibrează flora noastră intestinală, apar microorganisme care secretă de obicei multe substanțe, cum ar fi dioxid de carbon sau metan, care duc la balonare. Sau începe să predomine candida în colon, care e o ciupercă care nu are ce căuta acolo și ea de obicei are nevoie de, se hrănește predominant cu zahăruri și carbohidrați. Și în momentul în care ea are nevoie, îi se face foame, secretă anumite substanțe care stimulează secreția de grelină, care este hormonul foamei și ne fac să mergem la frigider, să deschidem frigiderul, să căutăm ceva dulce, adică vorbim despre dependența de zahăr. Chiar studiile arată că dismicrobismul intestinal este legat și cu acest lucru. Din acest motiv... La fel mâncarea fast food, junk food, ea creează dependență. Da. Din acest motiv aici este vorba creierul sănătos. Cred că trebuie să te provoc la o altă discuție. Este o altă paranteză pe care ai deschis-o și este foarte important ceea ce spui. Poate povestim altă dată ce dezechilibrează microbiota pe care noi avem la nivelul intestinului. Stresul, în primul rând, și tratamentul antibiotic și alimentația necorespunzătoare. Nu uitați că abia ieșim, sau sper să nu mai intrăm, într-o altă pandemie cu COVID, în situația în care colegii au fost nevoiți să folosească o cantitate foarte mare de antibiotice. Și nu uitați că 2-3 pastile de antibiotic dezechilibrează flora noastră intestinală, însă ca să o refacem ne ia cam câteva luni. O perioadă lungă de timp, exact. Da. Și adaug un nerv vag liniștit. Nu uitați că este acel nerv care face legătură între creier intestin și în momentul în care și nu uitați că nu trebuie neapărat să ne alerge un câine ca să nervul vag să fie stimulat. Nu, în momentul în care stăm în trafic, cineva ne claxonează să ne mișcăm mai repede de pe intersecție, copilul nu se descurcă la școală, acasă lucrurile nu merg parcă foarte bine cu soțul sau la serviciu toate... sau lipsa banilor, nu știu. Exact, sau toate gândurile subconștientului nostru despre care nici nu ne dăm seama, nu suntem conștienți și care ne pun să trăim o viață inertă. De fapt, ei stau la baza stimulării nervului vag. Da. Iată, avem de lucrat cu noi, ca să spun așa. Nu prea ai cum să te ferești de tot ce ți se întâmplă în viața reală, însă dacă cunoști anumite lucruri, tot ce am explicat noi astăzi, cu ajutorul specialiștilor, că de asta am fost astăzi în echipă medic-gastroenterolog și medic-psihiatru, cumva atunci când sunt probleme, dacă ceri specialiștilor o mână de ajutor, o vei
primi și sper din tot sufletul cei care au genul acesta de problemă de tulburare digestivă funcțională să reușească să depășească momentul. Spuneai că ai fost și pacient, nu doar medic gastroenterolog, deci se poate. Eu vă mulțumesc pentru sfaturile pe care le-ați dat astăzi. Cred că am pus punctul pe ei, am tras cumva un semnal de alarmă. Cei care au ascultat și au nevoie de sfaturi, sper să le aplice și sper că v-au fost utile. Le mulțumesc doamnelor doctor. Le găsiți aici la clinica Digesmed dacă aveți nevoie. Sunt o echipă minunată, sufletiste. Le-ați simțit cu câtă pasiune au povestit și v-au dăruit din informația acumulată. Îi mulțumesc doamnei doctor Siana Viziru, medic gastroenterolog. Siana, îți mulțumesc și de asemenea îi mulțumesc și Denisei, doamna doctor Denisa Mangalagiu, medic psihiatru. A fost minunate. Mulțumesc. Vă mulțumesc vouă că ne-ați urmărit, ne-ați ascultat. Promit că revin aici în clinica Digesmed o dată pe lună. Știți că avem acest interviu, această conversație. Rămâneți cu noi pentru că avem împreună multe de învățat. Pe curând!